Începerea noului an școlar a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului, iar ministrul educației Sorin Câmpeanu nu ezită să arunce în spațiul public diverse scenarii despre condițiile în care elevii și studenții și-ar putea desfășura orele de curs. Se pare că ministrul educației Sorin Câmpeanu își dorește vaccinarea atât a profesorilor cât și a elevilor în acest an școlar. Acesta a declarat că pregătește formulare prin care solicită acordul părinților privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani, iar pentru asta în fiecare școală va exista o persoană care va ține legătura cu ei. Procedural, probabil că ministerul va căuta o soluție care să facă anumite formulare, care să aducă la cunoștință părinților, dacă pot copiii să se vaccineze sau nu, copiii sub 18 ani sunt minori și orice decizie trebuie luată cu acordul părintelui, a tutorelui. Astea sunt chestiuni care se discută probabil, dar, repet, partea aceasta cu campanie de vaccinare trebuie să fie undeva mai rezonabilă și să nu sune ca o reclamă către marile firme care sunt producătoare și să fie, zic eu, pentru beneficiul populației în sensul de a conștientiza și mă gândesc că un program medical mai avansat care să beneficieze întreaga populație, să-și facă analize, că trebuie și analize complexe făcute, mă duc, mă vaccinez, dar nu știu ce alte probleme am sau nu le-am toate trecute în fișa medicală și cred că totuși trebuie să fim mai atenți și mai cumpătați la asemenea lucruri decât doar așa luăm teoria reclamei și mergem înainte că zbune orice substanță să le introducem în corp. De asemenea, după mai multe ipoteze în care profesorii nevaccinați ar fi putut avea de suferit, în prezent, ministrul educației Sorin Câmpeanu a promis că va găsi o soluție pentru a veni în sprijinul acestora. Da, în privința vaccinării, punctul meu de vedere, așa a fost dintotdeauna, este că trebuie să avem o mai mare atenție în sensul de a nu ne îmbolnăvi. Și după aceea să utilizăm aceste vaccinuri care sunt pe piață, dacă le utilizăm sau nu. Deci, în primul rând, nu sunt de acord cu vaccinarea elevilor. Deci, sunt de acord ca să se ia măsuri, cum s-a luat și până acum, igienico-sanitare, atunci când există anumite simptome, să-și facă anumite analize medicale care sunt necesare, să stea acasă, adică sunt soluțiile care sunt cele mai bune, adică să încerce să prevină și să demareze, aș spune eu, Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății, un program prin care să aducă la conștiința populației încât să-și ia măsuri necesare pentru hrană corespunzătoare, pentru alimentație corespunzătoare, pentru măsuri igienico-sanitare corespunzătoare, încât să nu se ajungă la situația să fie îmbolnăviri care să pună în pericol viața elevilor, a profesorilor și a întregii comunități. În cazul în care există cadre didactice care refuză vaccinarea anticovid și testarea, vor fi găsite soluții astfel încât să nu fie nimeni discriminat și să aibă dreptul la muncă.